Pentru a împiedica oamenilor să fie sclavi al lui Megatron, Optimus Prime și autoboții străbat planeta în căutarea unei relicvii pierdute care poate ajuta să câștige războiul. Astăzi au recapitulat primul sezon al trilogiei Transformers Războiul pentru Cybertron din 2020. În timpul unei misiuni pentru a găsi un combustibil numit Energon, Bumblebee și Wheeljack ajung înconjurați de un grup de căutători. Cu toate acestea, după o ceartă între Jetfire și Starscream, căutătorii încep să se lupte între ei. În acest moment, cei doi profită de ocazie pentru a scăpa și în timpul evadării lor dau peste Megatron. În loc să-i elimine, robotul malefic îi informează că și el vrea să încheie războiul împotriva autoboților, așa că îi roagă pe Bumblebee și Wheeljack să-și denunțe prietenii și să îi se alăture. Cu acestea, amândoi refuză să-l asculte, așa că Megatron ordonă căutătorul să-i elimine. Exact când cei doi erau pe cale să fie eliminați, Optimus Prime apare și se pregătește să-și apere aliații. Văzându-și cel mai mare rival, Megatron îi cer lui Optimus să accepte tratatul său, dar liderul autoboților știe că făcând acest lucru îi va condamna pe toți locuitorii Cybertronului la sclavie. Determinat să încheie războiul, odată pentru totdeauna, Megatron îl atacă pe Optimus Prime și reușește să-l doboare. Acum rănit, Optimus îl acuză pe inamicul său că l-a trădat pe Alpha Trion într-o încercare de a-l împiedica să conducă locuitorii planetei pe calea libertății. Furios la cuvintele autoboților, Megatron se pregătește să dea lovitura finală și să-l elimine, dar este surprins de sosirea lui Alita, care începe să tragă în dușmanii săi. În timp ce căutătorii sunt ocupați, Optimus și ceilalți profită de ocazie pentru a scăpa și imediat ce prietenii lor sunt în siguranță, Alita face să explodeze. După câteva minute, ea se întâlnește cu restul grupului și toți merg împreună spre navă. Bumblebee nu este un autobot, dar a fost angajat să-l ajute pe Wheeljack să găsească Energonul. Când vede nava pentru prima dată, el înțelege de ce grupul are atât de multă nevoie de combustibil, pentru că dacă arca nu funcționează corect, toți vor sfârși eliminați. Într-o conversație cu Ultra Magnus, Optimus este informat că s-ar putea să nu mai fie disponibil Energon pe planetă și ca rezultat el este ucis. Dar nu este singur, el este de asemenea atacat de ceilalți autoboți și dacă acest lucru este adevărat, ei vor pierde războiul. Pentru a împiedica grupul său să devină extinct de mâinile Decepticonilor, Magnus îi cere liderului său să accepte tratatul propus de Megatron, dar Optimus refuză. După ce se întâlnește cu ceilalți autoboți, Bumblebee le mulțumește pentru că l-au salvat, dar spune că nu se va alătura grupului, așa că Optimus îl lasă să plece. Între timp, Megatron continuă să-și mărească armata și obține o legiune și mai mare de adepți. Următorul său obiectiv este să-i găsească pe Optimus Prime și pe aliații săi pentru a scăpa de ei, așa că Megatron trimite un grup de hackeri să-i caute și este informat despre sosirea lui Ultra Magnus. Comandantul militar al autoboților pretinde că a mers acolo pentru a se preda Decepticonilor și solicită o întâlnire cu Megatron, fratele său. În timpul conversației, răufăcătorul îi cer lui Magnus ajutorul pentru a-i convinge pe autoboți să se predea, dar robotul spune că aliații săi nu vor acționa niciodată împotriva a ceea ce cred și sfârșește prin a fi închis într-o celulă. Când află despre predarea lui Magnus, Optimus răspândește știrea restului echipei și autoboții devin speriați că locația lor va fi dezvăluită. Cu toate acestea, Optimus nu renunță, el nu crede că prietenul său este capabil să-i trădeze și ajunge la concluzia că Magnus a mers acolo cu intenția de a negocia cu Megatron, dar a sfârșit prin a fi arestat. Acum, mai mult ca oricând, robotul este hotărât să câștige războiul și să împiedice Cybertronul să fie înrobitor. Între timp, Shockwave raportează că a găsit o armă antică capabilă să-i ajute să câștige războiul. Allspark-ul poate fi folosit pentru a reforma sistemul fiecărui autobot și a-i transforma în Decepticon, dar problema este că această relicvă nu a fost văzută de mii de ani. Auzi acest lucru, Magnus îl informează pe Optimus Prime despre noi planuri ale lui Megatron și dezvăluie că fratele său caută Allspark-ul pentru a anihila autoboții și a câștiga războiul. Într-o încercare de a împiedica inamicul să preia controlul întregii planete, Optimus decide de asemenea să înceapă vânătoare și cerul Alita să arunce toți autoboții pentru a găsi Allspark-ul. Deși ea nu pune la îndoială comenzile liderului său, Alita consideră o pierdere de timp să trimită roboții să caute o relicvă pierdută, dar totuși decide să aibă încredere în comandul Optimus. După ce descoperă că Magnus a trimis un mesaj liderului autoboților anunțând o vânătoare pentru Allspark, Megatron decide să folosească acest lucru în avantajul său și îl contactează pe Optimus, răufăcătorul și asumă identitatea lui Magnus și informează că locația artefactului a fost găsită. Când primește coordonatele, Optimus și echipa sa se duc imediat la locația indicată și ajung să cadă în capcana lui Megatron. Pentru a facilita căutarea, autoboții se împart în mici grupuri și umblă prin locul indicat în căutarea Allspark-ului, dar tot ce găsesc este o cutie de Energon puternic concentrat. În acel moment, Optimus își dă seama că a căzut într-o capcană și căutătorii încep să tragă. Imediat grupul trebuie să fugă pentru a evita să fie distrus și Kog este rănit în timpul luptei. Încercând să-și protejeze prietena, Chromia ajunge să fie înconjurată și este pe cale să fie eliminată când aliații apar pentru a o salva. În timpul luptei împotriva unui Decepticon, Optimus reușește să facă să explodeze un avion inamic și o clădire mare se prăbușește peste impactor. În acest moment, autoboții văd oportunitatea de a scăpa și decid să se retragă. Din fericire, grupul reușește să ajungă la navă și să-l ducă pe Kog la infirmerie. Cât despre clubul de Energon găsit, autoboții nu reușesc să-l ia înapoi la
navă și Optimus îi ordonă lui Wheeljack să continue să caute adevărata locație a Allsparkului. La sfârșitul luptei, Soundwave ordonă armatei sale să ia energonul și să se întoarcă la bază, dar cutia a dispărut și Megatron este furios să descopere că combustibilul a fost furat în timpul luptei de către un robot neidentificat. Îngrijorat că chiar și după găsirea Allsparkului, autoboții nu vor putea să-l protejeze, Optimus decide să ia relicva de pe planetă, astfel încât Megatron să nu poată să o ia. Pentru a duce la bun sfârșit această misiune, va fi necesar să folosească puntea spațială care este în prezent defectă. În încercarea de a găsi robotul capabil să repare puntea, Mirage se deghizează într-un Decepticon și încearcă să invadeze tabăra inamicului. În mod neașteptat, robotul vede corpurile mai multor colegi ai săi și holograma care îi acoperă corpul începe să cedeze. În acest moment, Decepticonii își dau seama că tipul acesta este de fapt un spion și decide să-l înconjoare. Zându-și prietenul necaz, Chromia și ceilalți decid să acționeze și încep să se uite la adversarii lor. În timpul luptei, Optimus și Alita reușesc să elimine cea mai mare parte a inamicilor, iar Wheeljack îi se alătură în această luptă brutală. Când duelul se apropie de sfârșit, toți Decepticonii au fost anihilați și grupul se îndreaptă spre teatru unde îl găsesc pe Red Shirt. Cu toate acestea, inginerul robot refuză să-i ajute și spune că acum lucrează doar la repararea roboților, realizând că Optimus nu va renunța să-l convingă să lupte în război. Ratchet îndreaptă un pistol spre el, iar Mirage repostează. Când vede robotul care l-a salvat în pericol, Impactor atacă autoboții și Alita este furioasă să descopere că Ratchet îi protejează și pe Decepticoni. Inginerul dezvăluie apoi că își folosește abilitățile pentru a restaura toți roboții care au nevoie de ajutor, inclusiv soldații armatei rivale. Cu toate acestea, când descoperă că Megatron este după Allspark, decide să-i ajute pe autoboți. Deși nu vrea să se implice în război, Ratchet știe că dacă acest artefact ajunge în mâinile greșite, toți oamenii de pe planetă vor fi în pericol, așa că este de acord să-și folosească abilitățile pentru a repara puntea spațială și Impactor decide să-l ajute. După luptă, Ratchet și Alita se ceartă deoarece el a jurat să protejeze oamenii de pe Cybertron chiar înainte de a deveni soldatul lui Megatron. Între timp, Magnus este torturat pentru a dezvălui locația autoboților, dar refuză să trădeze echipa. În curând, după ce reușește să se elibereze de mașina de șoc, robotul fură pistolul paznicului și merge după Megatron. Cu toate acestea, nu are curajul să-și elimine fratele, așa că este lovit de Jetfire și este dus înapoi în celulă. După mai multe ore de suferință extremă din partea lui Shockwave, Magnus decide să dezvăluie locația prietenilor săi. Între timp, Optimus și armata sa sunt pe drumul lor spre puntea spațială și sunt prinși de Jetfire și Skywarp. Văzându-și dușmanii vulnerabili, Skywarp plănuiește să cheme întăriri pentru a elimina pe toți odată, dar Jetfire nu este de acord și spune că le va da autobuzul șansa să se preda. Skywarp atunci îl atacă pe aliatul său și merge să-l informeze pe Megatron despre locația lui Optimus. În acel moment, liderul Decepticolor este într-o adunare cu aliații săi și ordună tuturor să înceapă căutarea Allsparkului. Ajungând la poarta Tarnhausa, Magnus este forțat să-l ghideze pe Megatron către ascunzătoarea autobuzilor. Cu acestea, când ajung acolo, grupul nu găsește pe nimeni și răufăcătorul își dă seama că a fost păcălit. Chiar și în fața eliminării, Magnus spune că nu va trăda niciodată autoboții și sfârșește prin a fi eliminat de propriul său frate. În acel moment, o formă de energie părăsește corpul robotului și pătrunde în sistemele lui Bumblebee. Când își dă seama că protocoalele lui Alpha Trion au fost activate, Optimus află că Magnus a fost eliminat și plânge pierderea prietenului său. După eliminarea autobotului la distanță apropiată, Megatron îi ordonă lui Jetfire să ducă cadavrul lui Magnus în laboratorului Shockwave pentru a căuta informații. Exact în acel moment, Starsium apare și îl atacă pe Jetfire, deoarece Skywarp l-a informat despre ce s-a întâmplat. Aflând că Jetfire este întrădător, Megatron ordonă Decepticon să-l distrugă, dar robotul reușește să scape. În timpul evadării sale, Jetfire trebuie să evite zeci de gloanțe și atacuri și atacă dușmanii în zbor. După ce este lovit, avionul se prăbușește la pământ și Jetfire este grav rănit. Între timp, Decepticonii reușesc să scape, dar robotul nu poate face același lucru. Între timp, Bumblebee își recâștigă cunoștința și pe măsură ce se ridică își dă seama că ceva nu este în regulă cu corpul său. Adevărul este că toată înțelepciunea lui Alpha Trion conținută în Magnus a fost transferată la el și robotul considerată foarte dificil să asimileze o asemenea încărcătură de cunoștințe. După ce îi trimite pe Ratchet, Impactor și o echipă de autobot să repare puntea spațială, Optimus o întreabă pe Alita să pregătească arca în timp ce merge să vorbească cu gardienii. Când îi găsește, Optimus se informează despre eliminarea lui Magnus și întreabă dacă protocoalele Alpha Trion au fost trimise la vreunul dintre ei. În acel moment, gardienii spun că nu au primit datele din protocoale, așa că Optimus le cere să-i ajute pe autobot să-l învingă pe Megatron. Cu acestea, gardienii refuză să participe la acest război și l-abandonează pe Optimus, care spune că nu va renunța să salveze Cybertron. În timp ce Ratchet se îndreaptă spre puntea spațială, un grup de Decepticoni apare și începe să-i atace. Pentru a salva robotul care l-a readus la viață, Impactor sare pe el și sfârșește prin a fi lovit. Dar imediat după aceea, Chromia își ia arma și reușește să scape din amici. După ce îi înving pe autobot, Optimus și gardienii reușesc să scape. Urmărindu-l pe Jetfire, Starscream este promovat
Pratt, comandant al căutătorilor și pretinde că, sub comanda sa, forța aeriană Decepticonă va elimina toți autoboții. Frustrat după ce i s-a refuzat cererea de ajutor, Optimus se întoarce la navă și se întreabă dacă decizia sa de a se opune lui Megatron va fi responsabilă pentru distrugerea întregii planete. Exact în acel moment, Wheeljack sosește cu vești bune și dezvăluie că a reușit aproape să conecteze arca, astfel încât să poată părăsi planeta. Dintr-o dată, Bumblebee apare scortat de Gar și pretinde că are o problemă urgentă de discutat cu liderul Decepticonilor. Acum, Decepticonii sunt în mâinile autoboților. Apoi când robotul întreabă despre Alpha Trion, Optimus își dă seama că el a fost cel ales să primească protocoalele care erau păstrate de Magnus, realizând amploarea responsabilității care i s-a dat. Bumblebee spune că va transmite acele date către un alt robot, dar Optimus spune că nu așa funcționează. Exact în acel moment, Bumblebee primește un mesaj de la Alpha Trion și află de ce a fost ales să primească protocoalele. Aceste date conțin o vastă colecție de informații și strategii concepute pentru a proteja autoboții în timpurile de mare criză. Alpha Trion dorea ca aceste înregistrări să fie transmise unei persoane de încredere care să le folosească în beneficiul tuturor. În timp ce Optimus a primit puterea matricelui Magnus, i s-a încredințat sarcina de a păzi înțelepciunea dobândită prin experiența lui Alpha Trion. Acum că autobotul a fost eliminat, protocoalele au ales cel mai demn dintre Cybertronii să se alăture, astfel că Bumblebee a primit misiunea de a-l susține pe Optimus în acest război și de a-i fi alături pentru a-l sfătui. După întâlnirea sa cu Alpha Trion, Bumblebee descoperă unde se află Allspark și decide să folosească aceste cunoștințe pentru a-i susține pe autoboți. Deodată, alertele de invazie sunt declanșate și Alita este surprinsă să vadă un Decepticon apropiindu-se singur de navă. După aterizare, Jetfire, care este grav rănit, spune că nu a mers acolo să lupte, ci să se alăture echipei lui Optimus Prime. Descoperă că protocolul Alpha Trion a fost activat, Shockwave dezvăluie că are un virus care poate fi programat să elimine codul Autobot. Acest virus va distruge toate procesoarele și mainframe-urile care conțin codul, dar Soundwave avertizează că acest proces va provoca daune extreme structurii planetei. Cu toate acestea, lăcomia lui Megatron îl determină să-i dea lui Shockwave permisiunea să continue cu planul său, care constă în folosirea lui Magnus, însuși pentru a răspândi virusul. După ce este arestat, Jetfire începe să fie interogat de Autobot și informează că a fost urmărit după ce a refuzat să-l ajute pe Megatron să își distrugă inamicii la distanță foarte mică. Robotul și-a dat seama că fostul său lider a fost consumat de o energie întunecată și acum nu mai luptă pentru binele lui Cybertron. Tot ce vrea Megatron este să câștige acel război cu orice preț. Cu ajutorul lui Bumblebee, Wheeljack reușește să învingă autoboții, dar nu poate face acest lucru pentru că nu are putere. Wheeljack găsește coordonatele Allspark și descoperă că artefactul a fost ascuns în Marea Ruginei. Problema este că niciun autobot nu a reușit vreodată să se întoarcă din acel loc, iar Bumblebee susține că doar un căutător este capabil să îndeplinească această misiune. Optimus trebuie să ia o decizie dificilă și decide să-i dea lui Jetfire un vot de încredere. Misiunea Decepticonilor va fi să recupereze Allspark și să o ducă la navă autoboților. După câteva ore de muncă, Ratchet reușește în cele din urmă să repare podul spațial și pornind atrage atenția dușmanilor săi. Pentru a împiedica autoboții să ia Allspark, trebuie să ia Allspark și să o ducă la nava autoboților. Pentru a împiedica descoperirea locației sale, Mirage folosește puterile sale pentru a crea o hologramă în jurul podului și pentru a împiedica Decepticonii să realizeze că a fost pornit. După ce invadează modulul cerebral al lui Magnus, Shockwave activează virusul și apoi îl răspândește peste tot pe planetă, în timp ce Optimus se pregătește să-l însoțească pe Jetfire în misiunea de căutare a Allspark. Arcee și Cog îl însoțesc pe Bumblebee la ascunzătoarea lui Soundblaster pentru a fura sferele Energon. În primele câteva ore de activare, virusul creat de Unduva a ajuns la 87% contaminare și va ajunge curând la Allspark. După ce își dă seama de prezența virusului în sistemul Arcee, Ita contactează autoboții și le ordonă tuturor să se întoarcă la navă cât mai repede posibil. Cu toate acestea, când încearcă să-l contacteze pe Optimus, își dă seama că semnalul a fost tăiat. Între timp, liderul autoboților este în drum spre Marea Ruginei cu echipa sa și trebuie să se confrunte cu o furtună electrică. Urmând instrucțiunea lui Jetfire, toată lumea reușește să iasă în viață și se pregătește pentru următoarea provocare. Vortexurile metalice gigantice blochează calea către Marea Ruginei și praul este aspirat în ele. Văzând robotul în pericol, Jetfire zboară să-l întâlnească și reușește să-l salveze, dovedindu-și loialitatea față de autoboți. În momentul în care virusul infectează 100% din sistemul navei, holograma de disimulare este dezactivată și autoboții sunt complet vulnerabili. După ce identifică, Shockwave dezvăluie locația dușmanilor lui Megatron și răufăcătorul spune că va conduce personal un atac asupra autoboților. Când îl găsește pe Soundblaster, Bumblebee îl infectează. Îi informează că a mers acolo să-i aducă mai mult Energon și este ghidat spre depozit. După ce au un pas nicostatic, Arcee ordonă aliatului său să ia cuburile Energon, dar perechea descoperă curând că au căzut într-o capcană. La sosirea în Marea Ruginei, Optimus și echipa sa sunt surprinși de roboții zombi care, în ciuda corpurilor lor complet ruginite, reușesc să-i înconjoare pe invadatori. După ce este prins de Soundblaster, Bumblebee și prietenii săi sunt pe care să fie distruși când virusul dezactivează alimentarea electrică în ascunzătoare și autoboții au șansa de a scăpa.
scăpa. În timpul evadării, Bumblebee își dă seama că codul lui Alpha Trion a fost hackuit și cade în inconștiență, așa că RC trebuie să preia controlul vehiculului. În timp ce luptă împotriva lui Sparkless, Moonracer este eliminat, moment în care Optimus observă Allspark și alergă spre el. După aceea, Relicva Sacră reușește să elimine toți roboții zombie și speranța autobotilor este renoită. Când ajunge la navă, Cog îi dă lui Alita energonul și după ce introduce combustibilul în navă, îi cer lui Wheeljack să reculeze cât mai repede posibil. După câteva minute, Decepticonii apar și Bumblebee se trezește în mijlocul bătăliei. În acel moment își dă seama că protocoalele au fost șterse din sistemul său, dar nu lasă asta să-l afecteze și ia repede o armă pentru a se apăra împotriva armatei inamice. Observând că Optimus a reușit să ia Allspark, Megatron merge după el și cei doi se întâlnesc pe podul spațial. Apoi când răufăcătorul își trimite soldați să-l elimine pe Optimus, Jetfire apare și lansează rachete pentru a lupta împotriva Decepticonilor. Între timp, Wheeljack reușește să reactiveze nava și speranța autobotului este renoită. Când Decepticonii ajung la navă, Alita ordună tuturor să se pregătească pentru lansare. Câteva secunde mai târziu, arca decolează, dar când ajunge la podul spațial, își dau seama că structura nu este încă conectată. În timp ce aleargă să o activeze, Ratchet devine ținta căutătorilor și este pe care să fie împușcat când Impactor sare în fața lui și sacrifică pentru a-l salva. În acel moment, Optimus încearcă să ajungă la pod cu Allspark, dar este urmărit de armata inamică. Încercând să câștige timp pentru ca liderul lor să îndeplinească misiunea, Alita și un mic grup de autoboți intră în luptă pentru a înfrunta pe dușmani, iar Alita și autoboții reușesc să o facă. Apoi Megatron își asumă să meargă personal după Optimus Prime. După ce îl învinge pe cel mai mare rival într-un duel, Megatron fură Allspark și intenționează să o folosească pentru a elimina puținii autoboți rămași. Cu toate acestea, înainte ca răufăcătorul să-și poată duce la capăt planul mizerabil, Bumblebee apare și îl împușcă. Apoi Optimus se ridică și lovește pe Megatron cu un singur pumn. Robotul își ia rapid înapoi artefactul și îl aruncă pe podul spațial, trimițând cel mai puternic obiect al lui Cybertron de pe planetă. Furios, Megatron își ordonă Decepticonilor să meargă după el. După un timp, Optimus și echipa sa de autoboți reușesc să ajungă la navă, iar planurile sale sunt întrerupte din nou când unul dintre gardieni apare și decide să intre în luptă. În timp ce Omega Supreme luptă cu Megatron, liderul autoboților își adună întreaga echipă și le ordonă să se întâlnească cu Arca. Exact atunci, Red Alert este dobărât și Alita decide să meargă după el. Înainte să meargă să-și salveze prietenul, și ia la revedere de la Optimus și îi spune că va rămâne pe planetă pentru a proteja cea mai rămas din Cybertron. Chiar și prima frântă, robotul ordonului Ironhide să traverseze podul și în spațiu, podul spațial este distrus. Acum Alita trebuie să adune puțini autoboți rămași pentru a-l înfrunta pe Megatron și Jetfire spune că îi se va alătura în această luptă.